Bine ați venit, dragi prieteni, la un nou maraton pe Arena Centrală. A fost o zi plină ieri, terminată cu un meci demonstrativ de excepție, meci demonstrativ care se va repeta în aceeași formulă mâine seară. Iată-ne acum în fața primului meci care opune un favorit cu experiență unui jucător mai tânăr. Începem cu ultimul. E vorba de un iberic de 23 de ani, numărul 72 în ierarhia mondială. A fost în acest an, în iunie, și numărul 65. Are 23 de ani, cu șepcuță neagră, Pere Riba din Spania. A venit tocmai de la capătul lumii. A fost în Chile să își reprezinte țara într-un meci pentru menținerea în grupa mondială. A reușit să învingă alături de coechipierii săi. Are 30 de ani, în prezent este numărul 50 mondial, dar în 2007 a ajuns și pe poziția 27. E favorit 6 aici, este o prezență constantă la turneul bucureștean, cu tricou albastru, italianul Potito Starace.